Să fie voce! Hai, bă, băieți! Mamă, cum arată, știi, amândoi sunt... Super! Iuhu! Used to spend my nights out in a bar room, leaking walls, the only love. Wow, I know. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back from being too far gone. You're as smooth as Stella's your whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Harry, I see so. Own your love all the time. I look for love in all the same old places. Woohoo! Hi. Yeah. Found the bottle of the bottle always dry. But when you pour out your heart, wasted, 'cause there's nothing like your love to get me high. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet, you're as sweet, you're as sweet, so baby, why? You're as warm as a glass of brandy, and honey, I stay stoned on your love all the time. You're as smooth as Tennessee whiskey. Și Mihai Mei Roș. Iată că Sue Ellen. Știm cine este Sue Ellen de la Vocea României. Bun, vorbește el. Vă felicit foarte mult pentru felul în care ați crescut, pentru felul în care ați adus momentul ăsta. Mulțumesc foarte mult. Pe scurt, aș putea să vă felicit pentru ceea, foarte mult pentru ceea ce oamenii n-au văzut în sensul de evoluție, și vă felicit foarte mult și pentru ceea ce oamenii au văzut. Mergem spre vecinul Smiley, care e în aceeași notă estetică. Foarte frumos, băieți. M-am simțit așa ca într-un bar din Tennessee. M-a surprins Șandor la sfârșit, când a luat terța aia așa, suav, după ce a cântat... Șandor îmi aduce aminte de Canaf din primul sezon. Are nebunia asta. Genul de personaj cum e Canaf e un wild card. Nu știi niciodată la ce te aștepți. Poate să facă niște momente memorabile, dar în același timp poate să o dea de gard foarte ușor.
Da, dar cine nu bea șampanie? Uite, cine nu riscă nu bea șampanie? Opa. Corect. Tu de fapt vrei să zici altceva, dar ai început cu cine bea șampanie. Eu am început cu ce-mi place, cu șampanie. Se vorbea despre muzică și deodată se aude din colțul Andrei. E, nu e ca și cum voi mereu vorbim despre muzică. Băi, târziu, mă, Tudor, da-aia, ce vrei? De la ora asta, după ora cu jumătate, e primit orice. Nu știu cum ești tu, Chirilă, ești foarte obosită, că lucrezi foarte mult. Eu credeam că pentru tine munca e o plăcere. Da. Mie mi-a plăcut foarte mult acest moment. Ca inventivitate, nu mi s-a părut wow, dar vocile voastre au acoperit acest lucru total. Cred că ați plasat acest moment ca fiind unul dintre cele mai bune de la Vocea României. Mulțumim. Frumos spus. Andra! Mulțumim. Eu? Da! Mi-a plăcut atât de mult. De la degetul mic și până în ultimul fir de păr, am fost piele de găină. Mulțumim foarte mult. O recomandare? N-ai niciun... Opa! Și Andor a fost foarte bine pe piesă, dar cel mai mult m-a impresionat Mihai pe piesa asta. Bun. Acum, ca între bărbați, ne dăm mâinile. Te rog frumos. Ne uităm la Tudor Chirilă și spunem. Decizia lui este. Șandor sau Mihai? Băi, e foarte greu de ales, dar... Dar? Este foarte greu să departajez. Vă explic de ce. Am posibile planuri pentru amândoi. Amândoi au luptat cu ei înșiși și au trecut peste niște bariere. Vreau să găsesc un singur lucru care să mă ajute să spun unul mai mult decât celălalt. Și mi-e greu că toate criteriile mele în ceea ce îi privește sunt îndeplinite. Și acum... Dar... Da, nimic. Trebuie să iei o decizie. Da. Următoarele clipe. Hai, Tudor, hai, că se poate. Mai tăcesc, mă, din gură, că nu mă pot concentra. Și Mihai! Eu în loc să aud vocile din capul meu, aud vocile voastre. Mihai! Aici o să adormim. Dar nu-i problemă. O să merg mai departe cu Mihai. Mihai Meiroș! Mihai Meiroș! După o decizie care a durat cât o pauză de publicitate, Tudor Chirilă merge mai departe cu Mihai Meiroș. Momentul a fost senzat. Mihai Meiroș, și revenim la acest om care nu renunță la visul lui. Șandor Dombi Enescu a întors 4 scaune. Aveți ocazia, dragi antrenori, să o mai faceți și acum. Dragă Șandor... Ideea este că m-am simțit foarte bine aici. Nu contează ce urmează, sincer vă spun. A fost un experiment la viața mea de care auzeam numai la televizor. Și am crezut că jumătatea e vrăjeală. Nu e nicio vrăjeală, a fost fantastic. Tudor, mulțumesc foarte mult că am fost făcut parte din echipa ta. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă vreți să vă mai cânt, nu știu ceva, pe parcurs, eu sunt aici. Ce drăguț.
Sandor Dombi Enescu, aplauze pentru el! Am mai puțină inspirație pentru Mihai decât aveam pentru Pușandor și va trebui să muncesc mult ca să-i aleg o piesă foarte bună și să-l duc în continuare să arate ceva diferit. Ești supărat pe mine? Ești supărat pe mine? Nu fi supărat pe mine. Să știi că și pentru noi e foarte greu. Și pentru noi e greu, să știți.